Da? Da. Cunoașteți ordinea de zi de astăzi cu suplimentarele adăugate? Da. Da. Discuții pe marginea proiectului, ordine de zi? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Trecem la ordinea de zi. Punctul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării serviciilor notariale specifice operațiunilor de apartamentare a imobilului cu numărul cadastrat 68650C1, situat în strada Perchiului, numărul 1, municipiul Onești. Domnule secretar? Imobilul ce face obiectul prezentului proiect de hotărâre este situat în municipiul Onești, strada Perchiului, numărul 1. Motivul elaborării acestui proiect de hotărâre constituie cu precădere necesitatea soluționării situației juridice, respectiv apartamentarea construcției în comunității individuale în vederea unei mai bune administrări a acesteia, precum și pentru desfășurarea în condiții optime a activităților specifice Spitalului Municipal Scotierar Dr. Luca Onești și a serviciului de ambulanță județeană Bacău. Având în vedere cele menționate, propunem prin aprobare prezentul proiect de hotărâre în forma prezentată. Mulțumesc! Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizul comisiilor, Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Aviz favorabil. Mulțumesc! Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc, proiectul a trecut. Proiectul numărul 2. Proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil, garaj, stații ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico operative a acestora. Are cuvântul domnul secretar? Având în vedere prevederile legislative conform cărora valoarea justă se determină pe baza unor evaluări efectuate de regulă de evaluatori autorizați conform reglementărilor legale în vigoare și ca urmare a întocmirii de rapoarte de evaluare de către evaluatori autorizați anevar, supune spre analize și aprobare Consiliului Local proiectul de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru bunul imobil, garaj, stație, ambulanțe și terenuri intravilane aflate în proprietatea municipiului Onești, în vederea actualizării evidenței contabile și tehnico operative a acestora. Raportul de specialitate a fost prezentat. Cuvântul Comisia de Specialitate, Comisia 1? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu sunt, punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Punctul 3. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui imobil cu destinația sediu ambulanță Onești și parcare, situat în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, județul Bacău, înscrise în cartea funciară numărul 68650, număr cadastral 68650C1U2, către serviciul de ambulanță județean Bacău. Domnule secretar? Serviciul de ambulanță județean Bacău solicită darea în folosință cu titlu gratuit pentru o perioadă de 20 de ani a imobilului cu destinația sediu ambulanță situată în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, județul Bacău, în vederea funcționării substanției Onești. Ținând cont că au fost finalizate lucrările de reabilitare executate în baza contractului de reabilitare sediu ambulanță și reabilitarea atelier mecanic și electric Spitalul Municipal Stăpânirea Dr. Luca, se impune darea în folosință gratuită a imobilului cu destinația de sediu ambulanță și parcare situată în municipiul Onești, strada Perchiului numărul 1, către serviciul de ambulanță județean Bacău, astfel încât substanția Onești să-și desfășoare activitatea în condiții legale. Având în vedere cele prezentate, supunem spre aprobare proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Comisia 1? Aviz favorabil. Comisia 3? Favorabil. Comisia 4? Favorabil. Discuții pe marginea proiectului? Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 4. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onești
a unui bun imobil identificat cu număr cadastral 68650C1U1, situat în strada Perchiului, numărul 1, municipiul Onești. Domnul secretar? Având în vedere faptul că au fost finalizate lucrările de reabilitare în cadrul contractului de execuție lucrări, proiectare, asistență tehnică, executare lucrări, la obiectivul reabilitare sediu ambulanță, reabilitare atelier mecanic electric din Spitalul Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, în vederea unei optime administrări acestora, proponentarea în administrare Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca, unui bun imobil în suprație de 125 de metri pătrați, imobil cu 4 încăperi. Propuneți pe analiză și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre formal prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 3. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui bun imobil, teren, proprietatea municipiului Onești. Domnul secretar? În vederea realizării atribuțiilor conferite de ordonanța de urgență numărul 57/2019 privind codul administrativ, Consiliul Local poate hotărăște darea în administrare, concesionarea sau închirierea bunurilor ce aparțin de unui public sau privat de interes local. Bunurile imobile aparțin de unui public sau privat de interes local pot fi concesionate sau închiriate prin situație publică în conformitate cu legislația în vigoare. La urmare celor expuse, mai sus propuneți pe analiză și aprobare proiectului de hotărâre cu privire la închirierea unui teren proprietar al municipiului în vederea amenajării unui patrimoniu. Raportul de specialitate a fost prezentat. Au cuvântul Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 6. Proiect de hotărâre privind avizarea de principiu a documentației de urbanism, plan urbanistic zonal, centrală electrică eoliană Onești de 85.000 de megawatt și record la stația electrică Borzești. Raport la stația electrică Borzești. A greșit. De două ore. Da. Domnule secretar? Având în vedere investiția centrală electrică eoliană Onești de 85 de megawatt și raport la stația electrică Bărzești, investiția se va realiza pe terenul OAT Onești, OAT Gura Voi și OAT Heregiu, având competență de aprobare Consiliul Județean, se impune avizarea de principiu a planului urbanistic zonal pentru emiterea raporturilor privind condițiile de acces pe drumurile publice și scoaterea circuitului agricol a suprafeței de 0,25 hectare necesare a înfrăsării turbinei eoliene. Având în vedere cele prezentate, supune spre analiză și aprobare Consiliului Local proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Proiectul numărul 7 rămâne la urmă. Proiectul numărul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea atestării apartenenței la domeniul public al municipiului Onești a unui bun imobil, construcție și teren aferent. Domnule secretar? În vederea obținerii titlurilor adeselor necesare funcționării cinematografului capitol situat în municipiul Onești, strada Poștei numărul 3, proprietatea publică a municipiului Onești, este necesară înscrierea acestuia în cartea funciară. Pentru întablarea construcției și a terenului este necesară să atesta acestea la domeniul public al municipiului Onești. Având în vedere cele prezentate, supuneți spre analiză și aprobare Consiliului Local al municipiului Onești proiectul de hotărâre formal prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Aviz favorabil. Comisia 4. Favorabil. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Mulțumesc. Proiectul numărul 9. Proiect de hotărâre pentru completarea hotărârii Consiliului Local numărul 153/2014 privind aprobarea regulamentului privind repartizarea și închirierea locuințelor din municipiul Onești cu modificările și completările ulterioare.
Domnule secretar? Luând în considerare necesitatea instituirii unor măsuri privind evitarea degradării nivelului de trai și păstrarea demnității cetățenilor aflați în risc de marginalizare socială și asigurării sprijinilor și condițiilor necesare pentru locuire a persoanelor și familiilor care au fost evacuate prin proceduri de certificare silită din locuințe și a căror situație economică nu le permite accesul la o locuință în proprietate sau închirierea unei locuințe în condițiile pieții, văzând faptul că în fondul de locuințe administrate de municipalitate sunt daunele libere care pot fi atribuite cu chirie unor persoane sau familii aflate de marginalizare socială și a căror situație economică nu le permite accesul la o altă locuință sau închiriere, față de cele mai sus precizate, vă supunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată de modificarea regulamentului pentru repartizarea și închirierea locuințelor. Mulțumesc. Raportul de specialitate a fost prezentat. Are cuvântul reprezentantul Comisiei 1. Comisia 3. Favorabil. Și Comisia 4. Favorabil. Mulțumesc. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc frumos. Proiectul numărul 7. Probleme de interes local. Dacă nu sunt, declară închisele lucrările ședinței de astăzi.